haideți să ne mutăm acum la împărțirea cu rest. Cu alte cuvinte, împărțirea în care restul nu este zero. Am rescris problema pe care am discutat-o din 25 de bomboane la cei 6 prieteni. Respectiv, câte bomboane revine fiecărui dintre prieteni, îmi trebuie număr egal, adică cu alte cuvinte, de câte ori încape 6 în 25, păi gândesc cea mai mare valoare pe care o pot înmulți este 6 ori 4, 24. Și deci mi-a rămas o bomboană. Cum voi scrie? Egal 4, virgulă, rest 1. Bomboana a rămas de la 24. Ca și verificare, ce voi face? 6 ori 4 plus cât mi-a mai rămas restul, 1, trebuie să ajung la numărul total de la început. 6 ori 4, 24 plus 1, 25 este corect.